Narcisistul ascuns. Des întâlnit, dar destul de dificil de identificat. Cum se manifestă în relațiile de cuplu și la locul de muncă? Narcisistul vulnerabil, ascuns. Și care sunt tehnicile preferate de manipulare și șantaj emoțional? Psihologii spun că a fi într-o relație intimă cu un narcisist ascuns poate face pe cineva să creadă că el este de fapt responsabil pentru comportamentul vătămător pe care îl primește. Narcisistul ascuns îi va induce partenerului sentimentul de vinovăție, căci narcisiștii ascunși caută acțiuni toxice și controlul în relațiile lor. Vedem în emisiunea de azi care sunt consecințele pentru copilul care a fost crescut de o mamă narcisistă ascunsă. Ce impact are asupra adultului de acum un astfel de tipar în familia de origine? Aflăm de la Diana Teodorescu în ce mod se poate interacționa cu un narcisic ascuns și cum se stabilesc limitele. Diana Teodorescu este doctor în psihologie, formator și supervisor, psihoterapeut specializat în terapia schemelor, în terapii cognitiv-comportamentale și psihologie educațională, cu peste 20 de ani de experiență în activitatea didactică universitară. Tot în ediția de azi vedem cele mai noi desene semnate de marele artist Horațiu Mălăele, obsesia nudului între timiditate și narcisism, o reîntoarcere în Edenul nostru nostalgic, în emisiunea Arta de a fi. De cele mai multe ori, narcisicul ascuns nu are foarte multe abilități sociale și emoționale bine dezvoltate și atunci mai degrabă apare ca fiind anxios, temător și întotdeauna se protejează cu masca victimizării dacă îi sunt atinse drepturile sau dacă nu îi sunt îndeplinite nevoile. Comportamentul abuziv explicit este critica, o atitudine permanentă, critică, morocănoasă, veșnic nemulțumită, suspicioasă, sensibilă la critică. Narcisicii ascunși îți caută punctele vulnerabile și te rănesc acolo, evident, unde doare mai tare. Tratamentul tăcerii este o formă de șantaj emoțional și, practic, când aplic tratamentul tăcerii, eu îi spun celuilalt, dacă ar fi să traducem în cuvinte, îți neg existența atât timp cât tu nu faci pe placul meu. Bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit! Narcisismul este un subiect în care cu siguranță se vor regăsi telespectatorii noștri în doze mai mici sau mai mari. Categoric. Iar dacă n-au fost ei în această situație sau nu sunt în această situație, vor fi avut ori în familie, ori pe cineva apropiat, ori în cuplu, poate la locul de muncă, astfel de persoane. Narcisiștii nu sunt doar cei care sunt grandioși și se expun, nu? Îi avem și pe cei ascunși, dar care pot fi la fel de periculoși. Haideți să facem o descriere a lor ca să înțelegem mult mai bine, să vedem unde ne încadrăm. E o persoană care e centrată pe sine și pe propriile nevoi. În primul rând, e foarte valoros să-și satisfacă propriile nevoi, de cele mai multe ori emoționale, căci la ele ne referim în mod deosebit. Este o persoană care caută foarte multă atenție, vrea să fie în centrul atenției, caută recunoaștere. O persoană cu standarde nerealiste, cu standarde înalte pentru sine, dar mai ales pentru ceilalți. Perfecționist, exact. O persoană lipsită de empatie, dominatoare, arogantă, adeseori, dacă vorbim de tiparul clasic, de multe ori domină și atrage atenția prin expertiză, pentru că poate și să fie bun în domeniul în care și este. Și le cam știe pe toate, în general, absolut, nu? E omul care are răspunsuri da, la toate întrebările. Absolut. Și aceasta e partea grandioasă, grandiozitatea specifică narcisicului. Și o altă trăsătură foarte importantă sunt persoane îndreptățite. Îndreptățirea este o trăsătură de bază, ei fac regulile, ei le încalcă,
se simt îndreptățiți să li se satisfacă nevoile, dorințele, doleanțele, așteptările. Și să primească atenția cuvenită, și nu? Să primească atenția cuvenită. Avem și narcisistul ascuns, care e vulnerabilul, da, care nu este atât de evident și îndreptățirea lui nu este atât de evidentă. Iar noi în viața reală nu prea putem să-l observăm pe acesta. Da, e mult mai dificil de observat și uneori ia foarte mult timp pentru a ne da seama de trăsăturile pe care le-am menționat adineori, dar care sunt de cele mai multe ori ascunse în spatele victimizării sau uneori chiar în spatele unei persoane agreabile, prietenoase și pozitive. Narcisistul vulnerabil, ascuns, care sunt trăsăturile lui și cum ne descurcăm cu el, uh-huh, în relația de cuplu, la locul de muncă și în cazul în care în familie am avut mamă sau tată sau apropiați, uh-huh, cu aceste trăsături. Spre deosebire de tiparul grandios, narcisicul ascuns are o interfață care poate în aparență să cucerească prin a fi o persoană agreabilă, prietenoasă, săritoare, de exemplu, la locul de muncă, dacă are abilități emoționale și sociale destul de bine dezvoltate. De cele mai multe ori, narcisicul ascuns nu are foarte multe abilități sociale și emoționale bine dezvoltate și atunci mai degrabă apare ca fiind anxios, temător, costimă de sine diminuată, neîncrezător în el, n-ai spune. Și întotdeauna se protejează cu masca victimizării dacă îi sunt atinse drepturile sau dacă nu îi sunt îndeplinite nevoile. Pentru că în aceeași măsură ca și tiparul grandios, e centrat pe sine, vrea ca nevoile proprii să fie împlinite, să fie în centrul atenției și să obțină ce vrea, dar altfel. Da? Prin a-i atrage pe ceilalți în jur, să-i satisfacă nevoile prin șantaj emoțional, asta folosește, șantaj emoțional, victimizare, uită-te la mine cât de neputincios sunt, am nevoie să faci cum vreau eu, am nevoie să-mi satisfaci mie nevoile. Eu traduc ceea ce intenționează, niciodată nu vom auzi de la acest narcisic aceste lucruri. Nu va verbaliza asta. Dar se va exprima prin felul în care se exprimă, reacționează? Prin comportamente, prin atitudini. Poate avea și comportamentul abuziv. Acel abuziv. Bineînțeles, comportamentul abuziv îl au în momentul în care nu obțin ce își doresc, dar este un comportament abuziv de cele mai multe ori implicit. Pot avea și un comportament abuziv explicit, dar îl preferă și aici pe cel ascuns. Putem oferi câteva exemple? Da. Comportamentul abuziv implicit e șantajul emoțional, comportamentul abuziv implicit e manipularea, comportamentul abuziv implicit poate fi victimizarea, o scenă dramatică, de exemplu, în care îți arăt cât de mult sufăr și cât de mult rău mi-ai făcut pentru că ai refuzat să faci ce am vrut eu. Acestea ar fi câteva exemple de comportament abuziv implicit. Comportamentul abuziv explicit este critica, o atitudine permanentă critică, morocănoasă, veșnic nemulțumită, suspicioasă, sensibilă la critică sau la o atitudine care nu întâlnește propriile nevoi. De multe ori nu e critică. Celălalt nu îl ofensează și nu îi face nimic. Pur și simplu îi pune limite, da? Și acele limite pot stârni un val de critică, de nemulțumire. Furie. Dar furia e ultima armă. La narcisicul grandios, furia apare imediat și e o armă redutabilă, e la îndemână. Pentru narcisicul ascuns, victimizarea, plânsul, drama, anxietatea, criza de anxietate e instrumentul cel mai des folosit. Vreau să vorbim puțin despre situația în care avem în familie mama sau tata narcisic ascuns, vulnerabil.
Ce reprezintă asta pentru copil, pentru copil în perioada copilăriei lui și mai apoi ca adult, femeia adult, crescută de o mamă narcisică sau băiatul ajuns adult, crescut tot așa de cineva din familie narcisic. Ce amprentă își pun acești părinți asupra copiilor? O copilărie cu o mamă narcisică ascunsă e una dintre cele mai dureroase copilării, deși nu știi că te doare. E foarte dificil și să accepti că a fost dureros atât timp cât mama ta, narcisică ascunsă, toată copilăria ta s-a sacrificat pentru tine, a făcut totul pentru tine, a renunțat la tot ce s-a putut pentru tine, atât timp cât toată copilăria mama a suferit și a fost o victimă din diverse motive. Da, acel tipar și acea manifestare a victimizării permanente pentru a obține ce-și dorește. Și tu, ca și copil, ai făcut tot ce ai putut să o mulțumești, să împlinești nevoile, să o conții emoțional. Și mi-a plăcut foarte tare ce a spus Gabor Mate într-una din cărțile lui. Copilul este pus să aleagă între atașament și autenticitate. Și întotdeauna va alege atașamentul și renunță la autenticitate, renunță la cine este el, renunță la ce poate să fie, să devină, da, pentru atașament, pentru a rămâne în atașament cu mama. Mama care se sacrifică într-adevăr foarte mult și face totul pentru copil. Dar uneori acest totul sună cam așa. Hai să-ți cumpăr rochea asta, stă foarte bine în ea, e frumoasă, dar e frumoasă pentru că îmi place mie, dar asta nu se mai aude. Nu e așa că îți place ce ți-am făcut de mâncare, nu e așa că e bun. Cel mai simplu, îmbracă-te că ți-e frig. Da? Mama știe mai bine. Da, mama știe mai bine și noi numim această... Putem să o numim protecție, nu? Că e mamă hiperprotectoare. Această protecție noi o numim fuziune și simbioză și ea dă naștere la un sine infantil. Că m-ai întrebat ce se va întâmpla cu copilul mai adult, târziu, da. Adult. Femeia din adultă. Dacă vorbim de o fetiță care va deveni femeie, această femeie nu va avea încredere în ea și nu va ști de ce, nu va ști cine e ea și nu va ști de ce, nu va ști ce îi place. Ea are indexat o listă de lucruri care îi plac, dar acele lucruri sunt lucrurile care i-au plăcut și îi plac în continuare mamei ei. Insecuritate? Foarte multă nesiguranță, insecuritate. Se simt adesea aceste femei nedemne de iubire și intră în relații foarte nesănătoase. Ce tip de relație caută? Într-un mod inconștient, desigur. Depinde... ce mecanism de supraviețuire a funcționat pentru ele. Depinde foarte mult dacă temperamentul. Exact. Exact. Dacă au supracompensat sau dacă au intrat pe evitare sau predare. Iar în cazul băiatului, băiețelul crescut de o mamă narcisică, cel mai des întâlnit e tiparul în care mama își folosește băiatul ca și instrument, se numește parentalizare, tot pentru satisfacerea propriilor nevoi. Băiatul poate deveni bărbatul casei de timpuriu și de multe ori băiețeilor li se spune că sunt bărbați în casă, dar lucrul acesta chiar se întâmplă, adică mama îl ia confident. Îl ia confident să se plângă de ce îi se întâmplă ei cu tatăl. Da? Dacă, de exemplu, avem și situația în care există probleme maritale sau probleme de cuplu, folosește băiatul pentru a se proteja în fața soțului. Și îl folosește și împotriva tatălui. Și împotriva tatălui de cele mai multe ori. Este folosit pentru a o ajuta să se conțină emoțional. Tu ești sprijinul meu. Tu ești bărbatul casei. Și de multe ori băieții își asumă acest rol, da? Și devin și ei o extensie a mamei lor. Extensie care mai târziu se poate traduce prin
anumite trăsături ce îl fac pe acest bărbat la fel, să se îndoiască de sine, să nu știe cine este el, să nu aibă încredere în el. El poate să servească intereselor celorlalți și să facă lucruri în favoarea celorlalți. Și rămâne în continuare foarte conectat cu mama. Cei mai mulți dintre ei, da. Cei mai mulți dintre ei, da. Și asistăm mai târziu la un bărbat pentru care contează mai mult părerea mamei decât părerea partenerei de cuplu, că tot ai întrebat de impactul în viața de cuplu mai târziu. Un bărbat pentru care deciziile se iau împreună cu mama, un bărbat pentru care relația simbiotică rămâne cu mama. Ce se întâmplă în relația de cuplu? Narcisicul ascuns. În parteneriatul de cuplu, narcisicul ascuns este evident într-o permanentă căutare să-și pună nevoile pe primul plan și face lucrul acesta prin metodele pe care el le știe cel mai bine. În primul rând, folosește foarte mult șantajul emoțional. Și dacă e, de exemplu, să ne referim la partenere de cuplu, folosesc șantajul emoțional pentru a induce vinovăția partenerului că nu îi împlinesc nevoile. Evident, acel partener are niște butoane sensibile și reacționează la vinovăție, încercând să îi satisfacă mereu nevoile. Problema e că e veșnic nemulțumită, pentru că în parteneriatul de cuplu, narcisicul ascuns își exprimă desconsiderarea, da, și grandiozitatea în maniera ascunsă. Nimic nu mă mulțumește, nimic nu e bun, nimic nu-mi place, orice ai face, orice mi-e da, eu găsesc un cusur, nu este pe placul meu. Și spun asta sau doar din manifestele mele? Uneori este posibil să exprime lucrul acesta prin comportamente, prin atitudini, prin tratamentul tăcerii, da, am să-l traduc imediat, da, ajungem și acolo. Alteori prin critică deschisă și mai ales când partenerii de cuplu rămân în intimitatea lor, critica este foarte vehementă și poate fi foarte dureroasă și desconsiderarea partenerului. Pentru că narcisicii ascunși îți caută punctele vulnerabile și te rănesc acolo, evident, unde doare mai tare, prin șantaj emoțional, prin deci critică. Da. Da. Tratamentul tăcerii... Da, ce înseamnă acest tratament silențios? Tratamentul tăcerii este o formă de șantaj emoțional și, practic, când aplic tratamentul tăcerii, eu îi spun celuilalt, dacă ar fi să traducem în cuvinte, îți neg existența atât timp cât tu nu faci pe placul meu. Și pentru o ființă, cel mai dureros este ca cineva să-ți nege existența. Că nu există pentru tine. Este indisponibil fizic și emoțional, da, pentru celălalt. Tu nu existi. Și tratamentul tăcerii înseamnă nu vorbesc cu tine, cu orele, cu zilele. Port ranchiună mult timp. Stau în camera mea închis, îți port ranchiună, dar mai ales nu vorbesc și mă izolez, mă duc în camera mea. Și ce-l face pe narcisicul ascult să se întoarcă totuși? Sau așteaptă de la partener curtat, văzut, să vină, da, da, și să îi să-și ceară scuze, să îi împlinească nevoile, să-i facă cerința, da, vrerea, da, dorința, să îi împlinească, să îi dea roată. Pentru că, practic, partenerul de cuplu narcisic ascuns, indiferent că este bărbat sau femeie, are nevoie ca în permanență să te învârți în jurul lui și să îl împaci, să îl îmbunezi, să îl satisfaci și să îl mulțumești. Problema e că nu se poate întâmpla asta pentru că el e de nemulțumit. Regăsirea inocenței și împăcarea cu Dumnezeu. Dorințe care definesc viziunea desenelor semnate de Horațiu Mălăele. Actorul de teatru și film, regizor, caricaturist, pictor și scriitor, Horațiu Mălăele a lansat la Galeria Rotenberg Uzunov din București o nouă colecție de desene cu numele Nud, da.
lucrări imaginate, cu trimitere la o temă pe care și-a propus-o și încă nu a terminat-o, Adam și Eva. Obsesia nudului, o reîntoarcere în Edenul nostru nostalgic. Freud ar avea multe explicații de dat în legătură cu această obsesie permanentă a umanității. Nici eu nu știu de ce fac nuduri și de ce fac obstinație nuduri. Deși fac și alte lucruri, mă gândeam că este o problemă atavică de la despărțirea de pământurile noastre esențiale și dumnezeiești în urma unui capital păcat și probabil că o reîmpăcare cu Dumnezeu a fost de regăsirea acelui ținut și prin tema nudului, pentru că se știe că oamenii în acea perioadă fericită au umblat dezbrăcați, iar rușinea a venit odată cu rodul cunoașterii, cu pomul cunoașterii. E și o formă de timiditate pusă în aceste lucrări? S-ar putea. Așa cum realitatea e ascunsă de ziare, și timiditatea s-ar putea să fie ascunsă de desene. De fapt, cred că nici pictorii și nici graficienii nu pictează ce văd. Cum nici aici nu este o pictură, să spun, figurativă. Adică nu pictează ce văd, pictează ce cred că văd. Și asta ține de personalitatea omului, ține de cultura lui, ține de forma lui de a fi și, dacă vreți, și, cum spuneați mai la deal, de timiditatea lui. Cum le-ați asocia în imaginația dumneavoastră timidul cu narcisist? Nu, cred că în persoana lui Horatiu Mălele, pentru că îmi spunea chiar un bun prieten, ca văzut la alți pictori autoportrete, dar la mine sunt câteva sute de mii. Deci s-ar putea să fie și o doză narcisist pe care nu pot să-mi o măsor. Și iată, în volbura timidității ies aceste desene. Iată, în cazul de față suntem și ceea ce pictăm. Este un puști de 70 de ani, extrem de cu viață în el și minunat. Uitați-vă la toate aceste nuduri expuse. Sunt extraordinare și nu-ți dau nicio secundă senzația de vulgaritate. Dintr-o perspectivă psihologică îți face bine. Te duce cu gândul, te ia din problemele cotidiene și te duce cu gândul la ceva frumos. Și atunci, normal că este o terapie. Narcisicul vulnerabil se poate vindeca? Narcisicul vulnerabil, ca orice narcisic, poate să-și îmbunătățească atitudinea, poate să managerieze foarte bine sau mai bine comportamentele lui și poate să aducă prejudicii mai puține celor din jur. Depinde de gradul, exact, depinde de gradul de gradul de manifestare a trăsăturilor. Și ai spus foarte bine, o condiție esențială este să conștientizeze, să accepte și să vrea să schimbe. Cum se manifestă la locul de muncă? La locul de muncă, la început, este posibil să vedem o persoană anxioasă, temătoare, după cum am descris la tipar, în nevoie, în neputință, mereu needy, care cere ajutorul. Deci are nevoie de atenție aceasta. Are nevoie de atenție aceasta, da, dar sub forma neputinței și a victimizării. Am nevoie de ajutor, nu mă descurc, e prea mult, e prea greu. Și dacă nu sunt satisfăcute aceste nevoi, găsește metode să și le împlinească, atât doar că la locul de muncă, fiind principiile și valorile organizaționale, nu poate să o facă, de exemplu, cum ar face-o în cuplu. Și are nevoie de metode mult mai rafinate la locul de muncă.
dacă are abilități emoționale și sociale ceva mai crescute, după cum spuneam, poate în aparență să fie un coleg drăguț, un coleg agreabil, un coleg care el sare să ofere ajutorul, doar că în momentul în care există o miză și ai un interes comun, nu știu, o promovare, o mărire, în acel moment scoate armele narcisismului. La locul de muncă, narcisicul ascuns va folosi foarte mult sabotajul în competiție, va folosi mult triangulațiile, asta ce înseamnă... Va mai aduce un coleg să îl discute pe cel care este competitor, să-l vorbească de rău, să... Adică să se știe, să da? Se știe adică despre el, ce are el de spus, da? Din toate descrierile acestea, în final, ce stă la baza acestui comportament? La baza cum ajunge un om să fie narcisic ascuns, mai ales narcisicul ascuns, vulnerabil, pe care noi l-am detaliat acum. Structura narcisismului, structura personalității narcisice este o structură de personalitate bazată pe un buchet de scheme disfuncționale timpurii. Acestea fiind schema de defect rușine, schema de deprivare emoțională, schema de neîncredere, abuz, de unde vine și acea suspiciune, schema de standarde nerealiste și de îndreptățire grandiozitate, care de cele mai multe ori este supracompensarea schemei de defect rușine. Deci la baza, la fundamentul acestei personalități se află o persoană cu credințe despre sine de tipul nu sunt suficient de bun, nu am să reușesc, nu sunt în stare, nu pot și mi-e rușine cu cine sunt eu. Mă simt neînțeles, ceilalți nu mă vor înțelege și dacă avem și apanajul schemei de neîncredere, abuz, ceilalți mă vor vedea, mă vor descoperi, vor avea în final ceva cu mine, mă vor abuza, mă vor prejudicia. Narcisicul ascuns a învățat în istoricul lui că, sau modalitatea prin care a supraviețuit la ceea ce i s-a întâmplat în istoricul lui a fost aceea de a nu se exprima, tocmai pentru că probabil în anturajul său era un abuzator care l-a făcut să țină ascuns, da? Să țină dedesubt aceste manifestări ale schemelor disfuncționale timpurii și nu a putut să supracompenseze grandios așa cum a putut să o facă grandiosul. Și atunci, în familia lui, în istoricul lui, a învățat că poate să obțină lucrurile așa. Fie a avut un model în familie și a învățat cum se face, cum aflu, cum îmi satisfac nevoile? Păi aflu cum de la mama, care face la fel. A fost descrierea aceasta cum sunt narcisicii, dar cei care sunt în relația de cuplu sau în familie sau la locul de muncă, cum e bine să reacționeze, să interacționeze cu acești narcisici? Cel mai sănătos lucru pe care îl putem face și instrumentul cel mai valoros este punerea de limite. Dacă accentuăm felul în care ne simțim când ei fac lucrurile respective, vor folosi acea vulnerabilitate împotriva noastră. Formula clasică de punere a limitelor atunci când tu faci asta, pe mine mă doare, mă deranjează și consecința este asta, e în favoarea lui, va folosi întotdeauna acea vulnerabilitate. Da. Și atunci, punerea de limite e te oprești din a face acest comportament pentru că aceasta este consecința. Atât timp cât îmi vorbești așa, vom opri conversația. Atât timp cât îmi vorbești așa, ne oprim și te oprești. Pui limita, îi spui că te oprești, îi spui a doua oară și dacă el continuă, chiar te oprești și pleci. Dar nu-i spui revin, că te doare. Nu-i spui că te doare, nu-i spui că nu e bine, că nu te simți în regulă. Asta nu-i spui. În principiu, dacă spunem asta, e posibil să o folosească și să facă exact lucrul respectiv. De ce? Narcisicul ascuns are nevoie să creeze dramă, iar narcisicul grandios are nevoie să creeze spectacol. Spectacol și o imagine în care el este superior și tu ești inferior și atunci abia așteaptă să te înfurie, să faci tu o criză de furie, abia așteaptă să plângi, să
spună, da, dar nu, cum să relaționez cu ea, cu el, uitați-vă puțin. Uite, e isterică. Cum să fac asta? Exact. Și atunci aceste vulnerabilități pot fi folosite. Și atunci limitele cele mai utile pentru noi ale folosi comportamentul consecința și chiar aplici consecința respectivă. Limitele nu sunt ușor de pus. Dacă în interiorul nostru noi nu suntem pregătiți să le punem, ele sună foarte ușor în cuvinte, le putem scrie, dar în prezența narcisicului, dacă tu ai vulnerabilitatea și ești activat, este foarte greu să pui și să ții acea limită. Foarte multe lucruri am învățat astăzi în discuția cu tine. Mulțumesc, Diana, pentru prezența în emisiune. Cu plăcere, cu tot dragul.